Bun, salut la toți! Noi suntem Vovo și Edi. Da. Da, deci nu putem, eu și cu Edi nu putem să facem un intro, niciodată n-am putut. Așa, și haideți să vă povestim ce avem noi în episodul ăsta, ce vrem să facem. Da. Ideea e că știți voi că în episodul trecut eu am bătut Wither-ul și am făcut rost de Beacon. Da, uitați Beacon-ul din casa lui Edi, vrem să-l punem puțin mai în centru și o să contribui și eu cu blocurile mele de iron care sunt în număr de 40. Cred că este suficient, nu? Nu știu, mi se pare că ultimul layer e cam mare. Deci trebuie să fie 4 layere. Primul ăla de 9. Și îl iau acum, pot să-l mut? Să mă ocup? Nu o să ajungă 40 de blocuri. Știu că nu o să ajungă, mă duc în tunelul norocos și fac imediat. Vii cu mine în episod de minat, că tu oricum n-ai făcut aproape deloc. Ideea e că noi trebuie să luăm cât mai mult iron, că avem nevoie pentru Beacon și alte resurse, cum ar fi blocuri de emeralde sau de diamant sau... Da, da, emeralde în tunelul norocos n-am găsit până acum. Am găsit eu 15 într-un biom de Extreme Hills, acolo găsești. Deci unde e Extreme Hills găsești și pe stratul 50. Da, dar ideea este că... Extreme Hills unde găsești? Nu știu, pe aici. Am găsit o peșteră în Extreme Hills acolo jos și am găsit emeralde, știi cum le găsești? Că nu, dacă îl iau cu silctaj nu se strică, nu? Nu. Nu știu. Nu, n-are. Dacă se strică mă împușc. Nu cred că se strică. L-ai luat, da? Da, l-am luat, da. Ok. Puțin stricat, am luat doar elementele. Mamă, dar ce tacă uroi ai dat aici. Doar elementele? Deci avem un stack de blocuri de iron. Bun, unde... Stai să-mi pun și eu asta aici. Bă, ce mișto, am textura, dar mă oftică, nu se vede cerul pe snapshot. Oh. Cerul cu comete și cu nebuloase. Și nu poți să o dai că are copyright, bănesc. Da, nu pot să o dau. Am fost cu tipul ăla pe livestream, am jucat cu el. Mamă, tu știi ce de treabă e? Care? Am avut un... tipul care a creat textura, am jucat cu el pe livestream-ul lui. Ah, ah. Bun, unde îl punem? Beacon-ul. Nu știu, stai să-mi iau și armura de diamond pe mine ceva. Da, clar. De fapt, nu o iau pe toată că... Uite vacile mele. Mi s-a stricat, știi, și aia e naș. Bă, eu am armura cu unbreaking full, deci sunt mare șmecher. Mai trebuie respiration pe helmet și torns pe diamond chestplate și e toată armura perfectă. Și eu am respiration și torns. Nu, n-am, ba, parcă aveam. Respiration e pe cască. Da, și Aqua Affinity și... Nu știu care e diferența dintre Aqua Affinity și Respiration, da, mă rog. Bun, am pus unbreaking. Și hai să ne facem pantalonii. Pantalones. Hai să-i facem full. Și să facem și ăsta de diamond. Mamă, costul 32! Du-te, bă! Ce vrei să denumești? Nu, să-l repar. Aoleu. Diamant. Nu mai repar, gata, lasă-mă în pace. Mai bine faci altă armură. Și bagi în cen de 3 levele, sincer. Am protection 4, torns 2, am breaking 3 și pe pantaloni am protection 4. Da, ai fost, cum să zic, reckless și ai spart armura. Bun, da, hai să ne gândim la un spot unde să punem ăla. Să arate și bine, știi? Și să ne dea în același timp și bonusurile alea. Bun, fii atent. Hai să ne culcăm mai bine. Da, ok. Bă, băga mea, și până ajung eu sus la mine. Să fie zi. Îmi cer scuze pentru replica asta, da. Bă, deci am avut azi o zi pe MCSG, doamne. Cred că unii dintre voi și știți. Hai, că eu m-am pus în pat. Și eu. Mamă, am avut o zi, vai. Nu mai e nimeni pe server. Bun. Dacă vrei, putem folosi ca decor pe aici, dacă e să punem ceva, niște clay, că mai am vreo 30 de bucăți, dar se poate găsi ușor. Și dacă îl luăm cu silclaj, nu mai trebuie să-l unim sau să... Știi? Ok, hai să vedem. Stai, n-am săgeți la mine, lame. Unde să-l punem, bă, unde să-l punem? De cât trebuie să fie ultimul layer? Ca să vedem cum ar fi mai... Nu știu. Stai așa, fii atent. Hai că-l fac cu dirt. Ok, bun. M-am făcut gaura aici. Trebuie să ai grijă cum minezi cu lopata asta, sincer. Da, știu, fii atent. Vezi că trebuie să reparăm, că nu lăsăm așa pământul nostru. Da, ok. Deci ăsta ar fi primul layer, da? Ăla de sus. Stai că pun niște de-astea aici, s-a stup totuși. Deci că tu ai dat că... ca nemâncatul. Fii atent, mă, ideea e că sunt 9 sus, după aia jos sunt 9, tot 9, plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, hai să 16. Săpăm groapa în jos. Dar unde îl punem să fie centrat așa? Bă, nu știu, putem să-l punem... în fața porții tale. Fața porții mele, da. Sau nu, da. Nu vrei să facem vreo alee, ceva, dar chiar trebuie să facem și noi... Cu cobblestone sau gravel să punem și noi alee. Știi la ce mă refer. Da. Sau cu nether. Cam da. No, nether e urât. Da. Putem să folosim blocurile alea noi, granitul, dioritul. Da. Vedem cum arată, că am văzut la Feverilă. Nu știu dacă am ea, stai să văd. Eu am câteva, dar nu multe. Oricum mă bag în tunelul norocos și... Am cobblestone și diorit. Am un stack de diorit. Păi da, cu diorita putem. Dar mă rog, sau abnesita. Să ne gândim acum, să vedem cum îl punem. Pentru cei care mă urmăriți pe mine, v-am citit sugestiile și vreo două dintre ele am ales să le fac. Uite. Mă, nu știu, cu textura mea arată destul de nașpa blocurile astea, trebuie să le fac și pe ele. Sau putem pune cobblestone, cam și de la. Da. Am multe stacuri de cobblestone. Sau stone brick. Sau stone brick. Hai că mă duc să prăjesc. Știi de unde putem lua stone brick? Fortreață. Casa lui FPSF. Sau așa. Uite, uite cât stone brick aici. Hai de cap meu. Corect. Ai matei chitol. Uite și diorii din ăsta sau cum se numește. Bun, și punem diorit, abnesit. Andesit, parcă. Mamă, cât stone brick a folosit băiatul ăsta. Așa, hai că vin și eu să te ajut. Îi răiduim casă. Oh. Sper să nu se supere. De ce să se supere? A plecat de aici. Da. Dar eu mai sunt, știi, când îmi părăsesc o casă de nubi în Minecraft, sunt ceva de genul, mă, aici am stat eu odată. Și mie să nu se supere că i-am distrus prima locuință. Ah, nu cred că se supără. Da, oricum tipul ăla n-a mai vorbit cu nimeni din Titanii. Știu. A venit aici doar ca să filmeze FPSF. Mi se pare destul de josnic să vii în Titanii doar ca să îți faci o serie. Eu sincer am venit aici ca să-mi fac prieteni noi. Păi da, și naiba. Să nu mai stau să filmez singur sau chestia asta. Dar e șmecher, chiar vreau să fac o serie de survival și dacă tot murisem în aventura aia mea. Ideea e că eu... Hai că am luat destule, hai să vedem cum facem. Eu nu aveam serie de survival. De survival. Știi, păi, și toți, Edi, fost serie de survival. Bine, mă, și am zis că intru în asta și aia e. Am acoperit seria de survival. Ok, deci poate să înceapă alea de aici, de la tine. Bă, și eu sprosap cu mânuța. Hai că am luat ceva de asta. Și am pus și la prăjit. Uite așa pentru început. Bun. Așa. Bun, și să ne gândim cum să le contopim așa, să nu arate chiar... Păi nu știu, putem să punem peste tot pe jos pe aici, pe la noi. Uite, să facem așa. Și să punem niște scări de cabel cumva. Ai cumva? Mă duc eu să fac rost de niște cobblestone. Uite. A, e bun, bravo. Nu știu de unde le aveam. What? De unde aveai alea? Nu știu. La tine în inventar. Nu știu, le-am găsit. Uite așa, fii atent. Pac. Da. Ceva în genul. Da, dar astea. Atunci să le dăm mai în spate. Mai în spate puțin, așa. Pune aici. Oh, cât ți-am dat? O inimă. Sorry, cu lopata o inimă? Nu, mi-ai dat înainte o inimă, nu știu, mă rog. Arată cam ciudat aici. Da, la tine, cu o ușă. Mă gândeam să punem peste tot. Știi, gen... Da, așa în centru să punem peste tot, nu? Pe aici, peste tot să pui. Ar merge. Dar n-avem din ăsta destul. Aie, nu, am două stack-uri la mine. Plus că topicul... Băi, frate. A, tu e tors de la mine. Nu-i damage. Bă, am... iau câteodată. Dar nu mai dau în tine că îți stric armura și așa. Te stric armura ta într-o veselie. Știu. Hai hai serios, acum lăsăm poteca și toate astea pe mai încolo. Punem Beacon-ul mai întâi. Da, punem Beacon-ul. Haide, hai să vedem, să ne hotărâm. Unde, unde? Aici ar putea fi cel mai bine. Ia spune unde. Aici, în punctul ăsta. Punctul ăsta? Ori aici, uite, aici. Ori aici. Nu știu, mă refer să ne ofere eficiență și când luăm farmul, și când mergem la farmul de vaci, și când pescuim. Lasă-l aici mai bine, asta. Aici, da, așa ziceam și eu. Așa. Bun. Deci trebuie să pui, fii atent. Fii atent. Bă, nu mai face groapă așa mare. Uite, ia și tu, astea. Dă-mi Beacon-ul. Ia astea. Oh, mamă câte. Știu, știu. Deci trebuie să fie Beacon-ul pe... bă, nu mai sparge. Am înțeles, da. Stai că pun la loc acum. Nu, uite, deci pe asta am zis că punem Beacon-ul, da? Nu, nu, că după aia... Ba da, mă. Ba da, e bine că putem săpa pe subteran. Pe aia zic. Da, e bun, e bun. Hai să vedem. Păi începem să punem. Pune. Stai. Așa. Și acum în partea asta. Dar nu trebuia să aibă și unul pe el? A, s-a activat deja. Știi ce mă gândeam? Fii atent. Nu aici. Punem Beacon-ul în altă parte. Unde? Mai jos cu una. Da, 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 ca să fie direct în pământ, nu? Bă, merge să-l sparg? Da, dă-i cu... dă-i că-l sparg eu. Ce greu să sparg. Nu fi speriat că... E ca obsidianul. Da, da. Păi da, că e făcut din obsidian. Totul ai luat, lel. Așa, pune-l aici. Uite, aici. Așa. Pentru că să punem cum ar fi, să nu se vadă blocurile alea de aer. Haide. Uite, stai, aici e scărița, să putem ieși. Așa. 2, 3, 2, 3. Bun. Și acum, știi care e buba? Trebuie să pui și pe astea de jos. Aia e problema. Păi știu, știu. Logic, mi se pare logic. Într-un fel. Aoleu, dar ne-am blocat aici. Nu-i baie, ieșim noi. Uite, oricum trebuie să mai sap pe aici. Așa, bun. Sapă ăla. Stai să văd. Pe partea asta mai am de pus. Săpăm tot, ce dracu, punem noi pe urmă. Așa, ok, cu cât iron ai rămas? 30 de blocuri. Aoleu. Și nici n-am făcut decât 2 leruri. Da, știu. Mamă, ce gaură aici la tine în casă. Ah, nu-i bai. Pentru ce ai luat XP-ul, lel? Lasă să-l minez eu cu fortune. Păi și eu am fortune. Eu am pickaxe, 2 pickaxe-uri, unul cu fortune și unul cu siltaci. Păi și eu. Și am pus în ultimul episod, am pus și eficiență. Oh, ia uite ce am făcut. Ce, ai reușit? Gata, s-au terminat blocurile. S-a adus iron-ul, nu? Da. Ok, hai sus. Ideea e că mai avem acolo, mai jos. Și mai avem un layer după asta. Lăsăm așa, nu mai acoperim acum prea mult. Lasă, măcar așa, până mai facem rost de iron, să nu vină cai sau așa și să zic că uite ce din ăștia. Pune și tu dirt nefăcut, că oricum se face iarba la loc. Am 7. Economie. Mai am multe stacuri. Bun, mergem prin tunelul norocos, la mina, nu? În episodul următor. Ne oferă ceva, adică... Bă, nu ne oferă astea. Uite, jump boost resistance. A, păi poți să dai doar 2. Le pui la final, mă. Le punem la final, că trebuie să mai pun un iron sau un diamond sau un ceva acolo, înțelegi? Da, iron. Da, le pun eu la final. N-are rost acum. Ok, e bun. Hai să ne eliberăm inventarul și să ne pregătim de mina, nu-i așa? Păi da, hai că mă duc și eu aici. Mergem prin tunelul norocos, că mi-am amintit că e o mină destul de mare pe care n-am explorat-o. Ideea e că mie îmi convine să mai stau lângă cineva, pentru că, na, logic. Împărțim mai multe iteme, e mai bine. E mai ușor, e mai ușor. Și mie îmi convine sincer că... Mă rog, acum depinde și lângă cine stai, că dacă stai lângă unul de... FPSF. Da, uai, bă, eu cred că FPSF fură, sincer acum. Nu știu. Eu și cred că FPSF mi-a luat cărțile și știi că i-au luat și lui Feverilă din Cactus fără să ceară voie. Aia știu, bă frate, dacă tot vrei să-i zi, mă, frumos. E cineva care stă. Fură, mă, dar fură prostie. Eu de obicei dacă iau ceva, în general spun și oricum dau înapoi. Da, păi și eu la fel. Am cerut să iau Cactus de la Feverilă și mi-a dat, pentru că totuși ei erau farmați de mine. Că eu am stat la spawner foarte mult și i-am farmat și lui și am zis, bă, iau și eu niște de-aștia că... Păi na, undița și arcul nu le iau la mine, că sunt doar din astea de ocupă inventarul. Mă la propriu. Arcul nu mi-l iau, îl las aici. Iau cele două pickaxe-uri în schimb, lopata, toporul chiar nu... Luăm doar unul dintre noi topor. Ia-ți tu topor dacă ai. Am luat eu topor. Apă, mai mult dăr nu-mi trebuie. Iau eu lemne, lemnele le iau eu, mă ocup eu. Bun. Adică pentru torțe și chestii. Ok. Un stack de lemne mi-ajunge și mi-au și un stack de cărniță. Bun, trebuie să dau un bloc pentru că cineva îmi face spam pe Skype. No spam, PLS, next bloc. Hai că nu-i dau acum. Eu sincer le-am spus că nu vreau să-mi dea nimeni ad pe Skype-ul meu personal și lumea insistă, așa că le dau bloc, că nu... Nu, eu le dau, dar dacă mă spamează cineva gen mesaje cu clown. Păi da, mă, adică da, ideea e... Dădeam și eu înainte, dar acum nu mai am nevoie. Nu, dar știi că acum e ideea că pe măsură ce crești devin din ce în ce mai mulți. Eu pe Skype-ul public am făcut 600 de contacte. Și cum intru pe Skype-ul ăla mă trezesc cu 600 de mesaje. Nu cred că se poate să stai să răspunzi la toate alea, adică totuși am și eu o viață, trebuie să mai fac și alte chestii. Normal. Gata, m-am terminat? Păi cred că am luat tot, sabia, pickaxe-uri. Stai să-mi iau un diamant să-mi repar pickaxe-urile, de fapt pickaxe-ul. Și eu trebuie să mi le repar, dar n-am... Asta cu silk touch. Dacă vrei ți-l pot repara eu. Bă, dar prost-s, mă, am envy-ul meu, dar m-am obișnuit să vin la tine. Trebuie să le repar pe ăsta. O lasă, dacă ai folosit alea de la farmul Feverilă, alea erau ale mele. Deci... mă, 5 levele pe bune. Dă cât fac eu, dă cât fac eu. Ai 5 levele? Da, dă, am 14. Wow, 2 diamante. Păi, da. Wow. Termina rău. Mamă, se sparge și ăsta. După ce că nu avem aer. Hai să mergem. Bă, am eu unul care e nefolosit acasă la mine. Un envil. Care... Mă... am făcut atac de panică. A tras scheletul și mi-a trecut săgeata fix pe lângă cap. Hai, lasă-l și să mergem. Hai prin tunelul norocos. Ferm pe ăsta casa lui FPSF. Uite, mă gândeam pe aici gen să spargem. Uite, pe aici sau nu știu, să punem... Bă, ce ai făcut mă aici, mă, bă, băiatule? Aaa, nimic! Ei spar casa complet. Bă, stai, eu parcă am lăsat cartofi aici la gătit. Lol. Ia uite cât cobblestone are asta și are și scări de stone. Auzi, crezi că putem să ne aruncăm până jos? Eu... Am feather falling. Păi și eu. Ia, până pe scările astea. O inimă. Ți-a scăzut? Bă, poți să te arunci liniștit de sus. Ia, aia aruncă-te așa de final. 2 inimi. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit tuturor. Noi am fost Edi și... Vovo. Și în următorul episod veți vedea ceva minerală. Auzi, tu ai fost Edi, eu am fost Vovo. Bă, ce-ai făcut? Intră în apă. Baftă lume. Pa. Ciao.